Bună ziua, bine v-am regăsit la Talk B1, la doar câteva ore după ce Ministerul Sănătății a anunțat procedura de distribuție a pastilelor cu iod către populație. Au apărut și primele nemulțumiri în rândul celor implicați în distribuția acestor pastile. Un val de reacții a apărut în ultimele ore din partea medicilor de familie, care sunt de părere că distribuirea acestor pastile în cabinetele proprii le-ar putea bloca activitatea. Mai mult, aceștia atrag atenția și asupra faptului că distribuirea pastilelor de iod în mod preventiv este extrem de riscantă. Înainte de a vedea un material pregătit de colegii de la știri despre acest subiect, vă prezint invitații mei la această oră. În platou alături de mine, colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! De asemenea, legătură telefonică directă cu noi este și medicul de familie Evelin Cristescu. Vă salut și pe dumneavoastră, doamna doctor, și vă mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Vă spuneam că sunt diferite nemulțumiri în rândul medicilor de familie care s-au iscat odată cu acest anunț făcut de Ministerul Sănătății, conform căruia prin intermediul medicilor de familie vor fi distribuite către populație aceste pastile cu iod. Vreau să urmărim materialul și după aceea începem discuțiile. Decizia autorităților de a distribui pastile de iod în mod preventiv stârnește un val de îngrijorare în rândul medicilor de familie din întreaga țară. Doctorii susțin că distribuirea acestor pastile este riscantă, ținând cont de comportamentul obișnuit al populației. Nu trebuie să luăm preventiv în acest moment tablete de iod, pentru că luarea acestora înseamnă asumarea reacțiilor adverse care există, fără să existe niciun beneficiu în acest moment, câte vreme iodul radioactiv nu se regăsește în atmosferă, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte este iarăși la fel de important de înțeles că aceste tablete nu se administrează la vârste peste 40 de ani. Societatea Națională de Medicină a Familiei susține că în cazul unui accident nuclear, pastilele de iod ar putea ajunge pe piața neagră și cer astfel autorităților să adapteze situația la realitatea din țara noastră românească, dar și la normele de prevenire și intervenție pentru situațiile de urgență nucleară și radiologică. Practic, din punct de vedere medical, populația trebuie să înțeleagă că aceste doze, în momentul în care vor fi distribuite, vor trebui să fie păstrate și în niciun caz pierdute, pentru că ele sunt utile doar în caz de accident nuclear sau incident, să spunem, nuclear, atunci când se eliberează în atmosferă iod radioactiv. Mai mult, medicii sunt de părere că repartiția pastilelor de iod ar putea conduce la blocarea activității cabinetelor proprii. Problema ar putea fi rezolvată însă dacă în acest proces ar fi implicate primăriile și farmaciile din fiecare județ. În acest sens, patronatele medicilor de familie din Iași, Timiș și alte câteva orașe au transmis un apel către Ministerul Sănătății. Suntem deja foarte aglomerați deoarece pandemia nu s-a încheiat încă. Sună telefoanele în continuu, au început și virozele. Nu este zi în care să nu avem cazuri de viroză. Sunt foarte mulți pacienți cu afecțiuni post-COVID, din păcate. Noi suntem furnizori de servicii medicale, nu de medicamente. Este imposibil să facem așa ceva. Noi nu avem timpul necesar să facem așa ceva. Mai mult, în contractul nostru de prestări servicii este interzisă distribuirea de medicamente la nivelul cabinetului, susține dr. Dumitru Mărășescu, președintele Patronatului Medicilor de Familie Galați. Începem discuțiile. Doamna dr. Cristescu, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Cum vedeți această decizie luată de Ministerul Sănătății, conform căreia dumneavoastră, medicii de familie, sunteți cei care aveți această datorie, sarcină, cum vreți să o numiți, de a distribui pastilele cu iod populației în viitorul apropiat? Păi, domnul ministru al Sănătății a spus nu de puține ori că medicii de familie sunt din ce în ce mai importanți și uite că sunt tot nouă, ne tot dă tot felul de sarcini. E adevărat că cabinetele de medicină de familie se presupune că sunt aproape în populație, acolo, mai ales la țară, în rural, în urbanul mic și în rural. În București și în orașele mari, mă rog, lucrurile nu sunt chiar așa de nuanțat, dar un lucru este cert.
dacă o informare cum se cuvine nu se face și populația se va buluci la cabinet să își ia aceste pastile cu iod, da, ne va bloca activitatea. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, colegul pe care l-ați difuzat mai devreme are dreptate. Noi nu suntem distribuitori de medicamente și nu distribuim medicamente. Aceste pastile nici măcar nu se pune problema să le luăm, să fie luate supravegheat, deci să vină persoanele respective și să le înghită în fața noastră, cum se pune problema tratamentului pentru TBC, de exemplu. Ci pur și simplu spune problema pe bază de listă, noi să distribuim niște medicamente pentru acasă, cumva, mă rog, nu mi se pare că este cea mai bună soluție. Sigur că dacă se va insista pe varianta asta, probabil că așa vom face, vom distribui aceste tablete cu iod. Dar deocamdată mă uit și eu așa la discuțiile care sunt în mediul virtual și pe rețelele de comunicare, ca să zic așa, și sunt o grămadă de oameni trecuți de 40, foarte supărați, care nu înțeleg ei de ce nu primesc tablete cu iod și pe care îi și văd înșirându-se să vină să ne certe că lor nu le dăm sau să încerce să obțină pe sub mână. Dar de ce nu se administrează? Că mi-ați ridicat cumva mingea la fileu și profit de prezența dumneavoastră în emisiune. Foarte mulți telespectatori ne-au rugat să ridicăm această problemă în cadrul emisiunii. De ce nu se administrează populației de peste 40 de ani aceste pastile cu iod? Și revenim după aceea la problema pe care am început să o dezbatem. Rostul administrării acestor pastile de iod este acela de a bloca tiroida și de a împiedica acțiunea iodului radioactiv la o adică, dacă ar exista acest risc, asupra tiroidei și deci apariția unui cancer de tiroidă. S-a constatat studiile făcute în timp, nu acum, ieri, astăzi, ci de-a lungul timpului arată că peste 40 de ani acest efect scontat nu există. Deci rostul administrării iodului nu există. Mai mult decât atât, riscurile administrării iodului în cantitate mare se păstrează și atunci asigur că nu administrăm niște medicamente care eficiență nu au, dar riscuri au, că nu putem face una ca asta. Am înțeles. Referitor la acest protocol de administrare și de distribuție a pastilelor cu iod, ați fost consultați înainte de a fi înștiințați de decizia Ministerului Sănătății? Nu, n-am fost consultați, dar nu suntem de obicei consultați, să știți. Deci asta nu este o minune și nu e un lucru care se întâmplă acum prima oară. Pe noi nu ne consultăm. Mă rog, poate că la nivelul organizațiilor care sunt pe aici, pe acolo, prin țară, se fac niște consultări, dar noi, marea masă a medicilor de familie, aflăm despre ele post-factum. Deciziile ne sunt comunicate, nu ne întreabă nimeni. Vrem, putem, în ce condiții, pur și simplu ni se pune în cârcă. Pur și simplu ni se mai dă ceva de făcut și după aceea aflăm că am fost plătiți, dar numai vorbe sunt în mare parte, mă rog. Asta cu plata rămâne întotdeauna de văzut, ca să zic așa. Liliana Năstase, cum vezi această decizie luată de Ministerul Sănătății? Și nu întâmplător am întrebat-o pe doamna Evelin Cristescu dacă au fost consultați medicii de familie, pentru că aceleași discuții au existat și în ceea ce privește vaccinurile anti-COVID-19, toată perioada de pandemie, când, exact cum bine spunea doamna Cristescu, multe sarcini imposibile până la urmă au fost puse în cârca medicilor de familie. Bine, trebuie să luăm în calcul și faptul că este pentru prima dată, cred că în România, când se apelează și la factorul preventiv, pentru că trebuie explicat că șansa, cu ghilimele de rigoare, a unui atac nuclear este aproape de zero. Nu ne aflăm și nu există date că acest lucru ar avea loc, însă bineînțeles că în cadrul unui război poți să te aștepți la orice, având în vedere că
totuși lucrurile au stagnat, nu au escaladat foarte mult. Însă acționăm și noi preventiv odată, în sensul că s-a făcut această aprovizionare cu iod înainte ca lucrurile, Doamne ferește, să se întâmple. Apoi, acționăm preventiv și nu ne prea iese, Lili, se pare. Nu ne prea iese, dar haideți să vedem și ce s-a întâmplat în primele zile ale izbucnirii războiului, chiar din ziua de 24 februarie și ulterior până pe data de 28 februarie, maxim 1 martie, tot iodul din farmacii și de pe site-urile de specialitate dispăruse. Deci acel iod se află în posesia unor persoane, poate multe dintre ele l-au fi și luat, nu-mi dau seama ce au făcut cu el, pentru că erau ceva cantități, nefiind nici foarte scump și fiind precedentul de la Cernobâl și toată lumea știa și vorbea că atunci se dădea. Și în primul rând acest iod nu mă pricep foarte bine, nu se ia, se ia în maxim 8 ore, se ia la tot așa sub îndrumarea, nu supravegherea, că n-ar putea să fie un medic să stea la toată populația peste 40 de ani. Sunt anumite recomandări pentru fiecare categorie de populație. Cum se administrează, spre exemplu, la bebeluș, nu poți să cumperi așa de pe internet și sau să-l ții în casă, să-i dai tu bebelușului, că poate, Doamne ferește, o să se întâmple ceva peste o zi sau peste un an. Să sperăm că nu se întâmplă acest lucru, însă este bine ca acest iod să fie în posesia populației, care iată îl dorește foarte tare atât timp cât se spune că se dă, că urmează să se dea. Când faci campanii, oamenii nu doresc. Cum s-a făcut cu vaccinul anticovid, oamenii nu au dorit. Acum că nu există iod, oamenii îl doresc. Adică sunt lucruri destul de ciudate, iar oamenii trebuie să înțeleagă că acest iod nu se ia, nu este recomandat și mai mult decât atât, poate să se documenteze fiind într-o eră digitală, are efecte adverse foarte grave. Doamna Cristescu, înțeleg că este cumva imperios necesar să vă implicați în această poveste și am văzut din partea colegilor dumneavoastră sugestii. Sugestii conform cărora nu doar dumneavoastră, medicii, ar trebui să vă ocupați de această distribuire. Farmaciștii ar putea foarte ușor să ia parte la acest proces și alți factori. Aveți sugestii în acest sens că poate până la urmă se schimbă protocolul ăsta? Mi-e greu să cred că, teoretic, farmaciile ar putea să se implice, dar practic mi-e greu să cred că se poate distribui în farmacie iodul ăsta. Cum să facă ei ca să poată să distribuie iodul? Veniți dumneavoastră, de exemplu, și spuneți, am 3 copii până în 18 ani acasă și farmacia cum verifică că îi aveți? Ce documente vă cere? În baza ce? Medicul de familie, de bine, de rău, știe ce are pe listă, ce adulți, ce copii, ce vârste și așa mai departe. Și cred că asta a fost gândirea ministerului. Ne convine sau nu ne convine, o logică are. Ce nu ne convine nouă e că ni se pune în cârcă așa din ce în ce mai multă treabă, ca să zic așa, considerându-ne cum s-a întâmplat de altfel și până acum, atunci când trebuie să ni se dea de lucru, considerându-ne a fi cumva în subordinea statului, iar atunci când trebuie să fim plătiți pentru ce ni se cere să facem, considerând că suntem privați și că trebuie să ne descurcăm singuri. Cam asta e deranjul mare legat și de povestea asta cu iodul, ca și de multele altele de dinainte. Dar dacă este să fim foarte onești, poate primăria să mai știe în localitățile mici care este componența familiilor pe grupe de vârstă și așa mai departe, în așa fel încât să se poate implica în distribuirea iodurii de potasiu. Altminteri, medicul de familie e cel care are la îndemână aceste informații și poate să controleze un pic distribuirea asta, în așa fel încât să nu se ajungă la specula de care se vorbea și nici la alte minunății de genul ăsta. Și ce se întâmplă cu persoanele care sunt neasigurate, doamna Cristescu? Păi cred că se întâmplă cum s-a întâmplat și cu COVID-ul. Asigurat că neasigurate, ele există pe lista unui medic de familie, să știți, și își pot lua iodura de potasiu, cum s-a întâmplat și cu
cum s-a întâmplat și cu supravegherea COVID și cu vaccinarea și așa mai departe. Ei există pe lista unui medic de familie care i-a urmărit. Nu vă este teamă de supraaglomerare în perioada următoare, când populația va fi informată că DSP-urile au finalizat acest proces de distribuție de pastile? Sigur ne este teamă de supraaglomerare și sigur se va întâmpla lucrul ăsta cu supraaglomerarea. Cum s-a întâmplat, să știți, în fiecare dintre valurile COVID. Ne este teamă și dacă ne este teamă, ce o să putem face? Da, Liliana. Liliana Năstase, referitor la consultări. Doamna doctor, dacă dumneavoastră spuneți că nu există altă soluție, adică practic trebuie să distribuiți acest iod, nu? Eu n-am spus că nu există altă soluție, am zis că are o soluție. Datele personale ale persoanelor le are numai poliția, adică cine ar putea să le distribuie? Poliția, primăria? Poliția, da, primăria. Exact. Primăria. Deci ar putea fi și alți factori implicați în acest demers. Primăriile fără doar și poate, cel puțin în localitățile mici, da, primăriile ar putea fi implicate în chestia asta, fără doar și poate. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Evelin Cristescu, pentru intervenție. Lili, vreau să tragem concluziile pe marginea acestui subiect și mă refer aici la această neînțelegere, dacă vrei, sau la acest demers care iscă nemulțumiri. Întotdeauna trebuie să fie cineva care să nu fie mulțumit, dar ulterior aflăm că nici în prealabil procedurile nu au fost făcute așa cum trebuie. Explicațiile precare ale statului duc la astfel de lucruri. Uitați-vă la pașapoarte ce cozi s-au făcut pentru că nu s-a explicat și ba mai mult decât atât s-a încurajat acest lucru prin programul lărgit de sâmbătă și duminică. Acum venind toată lumea și spunând, domnule, trebuie să distribuim iodul, să distribuim iodul, să distribuim iodul, populația practic se gândește că acest atac nuclear este iminent, da? Și omul, bineînțeles, din instinct de autoapărare vrea acest iod. Pentru că noi ne-am învățat că trebuie să ne descurcăm singuri în foarte multe lucruri. Statul a ratat multe campanii care au început cu succes. Nu uitați campania de vaccinare anti-COVID. Ne lăudam la un moment dat că suntem pe locul întâi în Europa. În prima lună am fost pe locul întâi în Europa. Acum suntem departe, aproape de țările care nu au avut acces până de curând la vaccin. Și asta tot din cauza unei campanii foarte proaste și din cauza faptului că autoritățile au înțeles să nu bage niciun fel de bani în campaniile de promovare. Uitați-vă pe ce statistici vreți și vedeți cam cât au cheltuit Portugalia, spre exemplu, pentru că era de asemenea în top, la un nivel de peste 90% încă de foarte mult timp, campaniile de promovare, pentru că oamenii trebuie informați. Nu, gata, mâine trebuie să te vaccinezi. Dar de ce? Dar cu ce? Și devenise așa un fel de agresivitate, practic, trebuie să faci lucrul ăsta și atât. Exact și acum, vorbim tot timpul că trebuie să luăm iodul, normal că omul și ia iodul, oricum l-au luat. Uitați-vă, nu mai există. În prima săptămână a dispărut tot iodul. Nu știu câte tablete de acest gen erau, însă vedeam acolo pe toate site-urile stoc epuizat, stoc epuizat, stoc epuizat. La un moment dat, farmaciile au rămas de asemenea fără iod. Bănuiesc totuși că l-au retras când au văzut avalanșa asta de populație care vine după el. Acum scandalul este doar că medicii de familie nu vor să împartă iodul. Dar pe noi, ca și cetățeni, nu ne interesează cine împarte iodul. Haideți să fim serioși, toată lumea, nouă nu ne dă bani, nouă nu ne dă nu știu ce. Să-l bage, nu știu, contra unei sume în farmacii, vedem cine îl cumpără, dacă îl cumpără, să explice dacă există acest pericol al unui atac nuclear, să explice când și de ce trebuie să ia cineva acest iod. E clar că peste 40 de ani nu se poate lua și a să vedeți că exact cei peste 40 de ani o să-l ia, pentru că cei până în 40 de ani normal sunt puțin mai precauți în a-și administra tot felul de tratamente și sunt și mai puțin mai informați, având în vedere că au trecut o mare perioadă din până în 35 de ani pe
să spunem, format online. Și exact persoanele care nu îndeplinesc condițiile sunt cele care întreabă la medicii de familie și peste tot când putem lua acest iod și să-l avem. Noi tot timpul să avem. Avem această cultură a proviziilor, de medicamente. Dar în același timp, în cazul în care, Doamne ferește, am avea de-a face cu un atac... Dar să ne apere statul. Suntem și noi nuclear, într-un stat al... Adică să nu venim trebuie... să spunem de ce nu am avut grijă. Păi, nu știu dacă mai venim, dacă, Doamne ferește. Foarte multă lume vorbește, Lili, despre această campanie de informare timidă, ce e drept, pentru că l-am văzut pe domnul Rafila vorbind și noi, mass media, ce practic, mai rostogolim. Domnul Rafila în continuare vorbește, adică nu văd un sprijin foarte... Tocmai asta voiam să spun, că în puținele intervenții pe care le are Ministrul Sănătății vorbește în ultima perioadă despre această problemă. Bineînțeles și întreba de jurnaliști, dar niciun cuvânt despre COVID, niciun cuvânt despre epidemia de viroze respiratorii care e acum de gripă A. Și multe voci deja încep și spun că Alexandru Rafila maschează într-un fel problemele reale ale sistemului prin această nebunie cu pastilele eu de iod. Nu vreau să iau apărerea domnului Rafila, dar domnul Rafila a spus foarte clar. Eu am fost împotriva ridicării bruște a restricțiilor. Am fost pentru ridicarea unor restricții, ceea ce mi se pare și normal, pentru că nu putem să stăm la infinit cu niște restricții care nu-și mai făceau efectul. Dar guvernul nu a fost de acord. Bine, acum na, și dumnealui face parte din guvern. Nu știu ce discuții au fost acolo. Cert este că probabil din lipsuri financiare, probabil România nu mai are atât de mulți bani pentru a susține o stare de alertă. Că haideți să ne înțelegem, în starea de alertă se plătea șomajul tehnic, se plătea concediu medical 100% pentru COVID. Acum toată lumea iese pe stradă și noi ne mirăm că domnule, a crescut numărul. Păi cum să nu crească din moment ce nu mai există niciun fel de izolare, niciun fel de, nu mai vorbesc de carantină. Există doar bunul simț pe care putem miza în anumite situații, dar nu întotdeauna, da? Pentru că omul ce zice? Dacă nu trebuie să stau, nu stau. Că am treabă, că trebuie să mă duc nu știu unde, că trebuie să rezolv nu știu ce. Și apoi numărul infectărilor este în scădere, pentru că ne-am apropiat și chiar am intrat puțin în sezonul cald și valurile așa sunt, nu au o intensitate foarte profundă, fiind vorba despre un virus în timpul verii. Acum că vom ajunge în valul 6 sau în valul 20, nu se știe. Intensitatea maximă a primei, a gripei spaniole a fost de 2 ani și jumătate, a durat 6 ani. Atât timp cât nu se aglomerează și nu se supraîncarcă spitalele, sigur că o putem trata ca atare. Acum nu putem să ținem o țară sau o planetă închisă pentru o formă, să spunem, ușoară a virusului, pentru că și în România și în alte țări, să știți că mai există și alte boli. Citeam chiar astăzi un raport al INS-ului prin care arată că de la începutul anului trecut sunt cu mai puțin 50.000 de pensionari. Deci oamenii aceia au murit, da, într-un an și ceva. Și nu au murit toți de coronavirus, pentru că noi avem nici 65-66 de mii, bine, absolut, o cifră de acord record. Cu tine, Lili, sunt și alte afecțiuni, dar poate dincolo de măsurile autorităților ar trebui și noi să avem grijă și să fi învățat ceva din pandemia asta. În primul rând să ne comportăm civilizat, dacă vrei, în societate. Ne plac aglomerațiile, ne plac cozile, nu suntem de judecat din acest punct de vedere, pentru că istoria recentă, sigur 30 de ani poate pentru unii nu e recentă, dar este o istorie recentă, nu ne-a ajutat încă să ajungem la nivelul la care să ni se pară o îmbulzeală ceva ieșit din comun. Trebuie să luăm publicitate, după care revenim cu un nou scandal iscat în poliția română. Un polițist de la crimă organizat a luat șpagă constant timp de mai multe luni de la un hacker pentru a divulga informații din dosarul penal care îl viza. Vedem exact despre cine este vorba și comentăm subiectul în doar câteva minute. Ne întoarcem.
Vedem în continuare detaliile unui nou scandal din poliția română. Un polițist de la crimă organizată a luat șpagă constant timp de mai multe luni ca să divulge unui hacker informații din dosarul penal care îl viza. Este vorba despre un agent de poliție din Vâlcea care a fost reținut de către procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, polițistul a început să primească mită în toamna anului trecut, în mod regulat până în luna martie acestui an, când a fost prins în flagrant, și vreau să-i rog pe colegi să ne ajute și cu comunicatul pe care l-am primit de la Direcția Națională Anticorupție, în care sunt confirmate toate aceste date pe care vi le-am prezentat și în care mai este adăugat faptul că vorbim de 500 de euro sumă primită la data de 28 martie 2022, în total 15.400 de euro de la o persoană cercetată într-un dosar penal al DICOT, vedeți, Biroul Teritorial Vârcea pentru săvârșirea unor infracțiuni informatice. Liliana Năstase, vreau să ne completezi puțin aceste informații pe care le-am prezentat telespectatorilor. Ceea ce nu am spus este că e vorba de un agent de poliție de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea. Da. Ca să-i facem un tablou complet, însă n-are importanță. Important este că vedem o față a poliției care în ultimii ani, din păcate, a ajuns din ce în ce la un nivel foarte jos. Și asta din cauza faptului că în urmă cu 7-8 ani s-au făcut recrutări foarte multe din exterior, iar Academia de Poliție și școlile în general de poliție au fost decredibilizate prin tot felul de șmecherii făcute. Gândiți-vă că poate așa pare de cancan că un polițist a luat șpagă, el practic lua salariu, dacă vedeți, din toamna anului trecut regulat lua câte 500, 600, 700 de euro pe lună și a ajuns la această sumă de 15.000 pentru că a fost prins. Pentru că dacă nu, el continua bine mersi. Dosarul DICOT cu hackerul respectiv era bine mersi, el nu făcea, pentru că polițistul, bineînțeles, face datele preliminare, da, și cercetarea la fața locului, în teren. Și probabil că acea soluție a lui ar fi fost de neînceperea urmăririi penale sau de încetarea urmăririi penale în funcție de statutul pe care îl avea persoana respectivă acuzată de infracțiuni informatice. De aia gândiți-vă dacă era vorba despre o persoană care era cercetată pentru infracțiuni de altă natură, mult mai grave. Da? Asta vine în contextul în care un alt polițist din Constanța, ne aducem aminte că n-au trecut decât 12-11 zile, a rămas fără armă, fără pistolul mitralier, fără tot armamentul. S-a găsit arma? Nu s-a găsit, bineînțeles, unde să-l găsească. Pentru că nici măcar dacă trec 72 de ore, este foarte greu să mai găsești un criminal. Dar aminte o persoană care spune că ar fi fost cu cagulă și că ar fi avut 1,75 m. Să fim serioși. Nu s-au luat nici măsuri foarte drastice împotriva acestor persoane, pentru că chiar dacă militarul respectiv, nu vă spărați, nu stătea să uite pe telefon și după aceea a audiat de 7 ori, a susținut 8 lucruri diferite. Ba că se uita la o slujbă, ba că n-avea telefonul, păi în primul rând încălcase consemnul, adică faptul că el este bine mersi sub control judiciar, dacă o avea și acea măsură preventivă, nu știu, încurajează, bineînțeles, acțiunile de acest fel. Cum? În ziua în amiaza mare, da, în România, la granița cu practic un război, să-ți dispară armamentul și tu să nu găsești 12 zile și să stai bine mersi. Acest subiect, să le spunem telespectatorilor că pot să revadă imagini de la căutările armei. Cum sunt fie mobilizare, da? De forțe, oricum. S-au fost căutate că s-au mobilizat mulți oameni ai legii atunci în această operațiune. Păi, așa prevede.
de protocolul și legea, că s-au mobilizat, dar nu a fost găsit armamentul, adică iar militarul respectiv este bine mersi, nu vă supărați, astea sunt, totuși există o responsabilitate când ești angajat în poliție, este una dintre forțele cele mai importante ale unui stat, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm, da, poliția, armata, cine să fie mai important? Dacă probabil o să vină reprezentanții poliției și o să spună, domnule, e un caz izolat, cum s-a întâmplat de fiecare dată. Dacă tu te joci cu tancul, habar nu ai, cu cine vrei să umbli, să stârpești, nu mai spun, Doamne ferește, de un război, dar cu cine vrei să stârpești infracționalitatea dintr-o țară? De ce te întrebi după ani de zile, domnule, dar cum s-au activat clanurile de interlopi? Dar cum este atât de mare infracționalitatea în sensul de accidente rutiere sub influența alcoolului sau fără permis de conducere? Tâlhării, furturi. Bineînțeles că și situațiile de criză, cum criza declanșată de pandemie, da? Criza economică. Criza economică declanșată de de situația tensionată din estul Europei, da? Oamenii aceștia comit infracțiuni, ori cea mai importantă. Cea mai importantă ramură este ramura justiției, din care poliția trebuie să îndepunească. Spuneam mai devreme că da. Probabil o să primim explicații de n-o genul. A fost un caz izolat. Aveam antamat și o legătură directă, trebuie să le spunem telespectatorilor, cu un reprezentant al poliției, dar din păcate nu a mai răspuns la telefon. Da, sunt cazuri izolate sau sunt tot mai des întâlnite? Astfel de abateri, mai avem 30 de secunde. Eu nu știu dacă sunt, că acum când îmi spuneai tu, tocmai primisem un SMS că un inspector antifraudă fiscal a fost prins în flagrant cu 100.000 de euro. Deci probabil că e un caz izolat să fii prins în flagrant cu 500 de euro. Nu este un caz izolat. Uitați, numai ce a spus întrebarea și este o altă autoritate a statului, o autoritate de control. Dacă autoritățile de control pot fi șantașabile, statul respectiv este un stat eșuat. Pentru că dacă pe un polițist, un judecător, un inspector ANAF sau orice autoritate a statului român, tu ai la mână că i-ai dat bani, că l-ai cumpărat, că l-ai mituit, că l-ai șpăguit, că ai fost, că l-ai văzut în situații indecente funcției pe care o ocupă, el este șantajabil și atunci statul este unul slab. Mulțumesc foarte mult, Liliana Năstase, pentru prezența în emisiunea de astăzi. Publicitate, revenim. Un nou val de scumpiri este anunțat de la 1 aprilie. Românii vor fi nevoiți să scoată din buzunare mai mulți bani pentru energia electrică, dar și pentru gazele naturale. Toate acestea din cauza tarifului de distribuție și transport la energie, care va atinge un nou record. O să comentăm subiectul la ora 14, când vom vedea și cât vor plăti bucureștenii pentru gigacalorie. La această oră are loc ședința Consiliului General al Municipiului București, unde se votează dublarea prețului la agentul termic. Revenim la fix.